mi-a grijit toată viața. Hei, salut Lemnaru, aici sunt cu Andra. Salut! Am văzut că ultima dată când am făcut The Box Challenge v-a plăcut foarte, foarte mult, așa că am zis să mai facem încă unul. O variantă mai specială. Da, e o variantă specială unde noi aici avem niște paie, după cum vedeți în cutie, pentru că data asta o să încercăm băuturi, da, legate la ochi. Da, diverse chestii cu gusturi. Da. Mișto sau nasoale? Eu o să am 3 lucruri pentru Andra și eu o să aibă 3 pentru mine. Da. Săptămâna viitoare la Andra pe canal o să mai fie un episod ăsta din The Box Challenge. O să tot facem jocuri super tari pentru voi, așa că puteți să ne scrieți în comentarii ce obiecte să mai punem în cutie. O să facem pe rând, o să ne punem obiectele, o să fim legați la ochi, dar hai mai întâi să vedem cine începe. Clasicul, foarte iatra foarte cei hârtie. Hai. 1, 2, 3 și... Yes, eu încep! De fiecare dată câștig! Pentru că eu de fiecare dată pun farfecă. Nu, hai încă o dată, te rog. Hai. Hai, nu o să mai pun farfecă. Și... Stai, 2 din 3. Da. Pentru că se termină egalitate, da? 1, 2, 3 și... Era logic dacă nu pui farfecă. Hai măi! Îmi pare rău, Andra va fi prima care își pune masca și eu să-i pregătesc lucrurile din care o să bea și să vedem. Să sperăm că îl nimerește pe la rău. De-abia aștept? De-abia aștept să văd. Sper să nu îl nimeresc pe la nașpa. Chiar mi-e frică. Unele chestii nici nu știu ce gust au din bucătăria noastră. Adică chestii pe care le folosim doar la gătit. În primul o să punem... Iu! De fapt, asta toate o să se audă așa doar. Și în al doilea o să punem asta. Cred că știți cu toții ce e aici, nu? Hai să vedem unde le punem. Ia că trebuie să aranjăm și paiele. Eu zic că ăsta să punem aici și ăsta aici. Băgăm paiul. Deja a început să miroasă. Cred că am dat dai seama, dar nu contează, trebuie să gâți, să nimerești pe la bun sau pe la nasolul. Așa că, succes! Hai să vedem. Bă, ăsta a scufundat o paie. Alegeți paiul. Pentru că îmi place culoarea roz, o să iau cu roz. Trebuie să bei, da? Nu-ți dai seama ce e? Cred că s-a dus să scuipe. Cred că ne trebuie un lighean aici. Cum a fost? Oribil! Dar seamănă cu ceva ce mâncăm. Da, și mâncăm, nu doar bea. Bă, rog, nu cred că bea nimeni. Da, mi se face grață, mi s-a pus pielea de găină. Pe așa că trebuie să luăm paiul. Sunt murături! Și am băut zeama de la murături. Da, vrei să zici și ce e dincolo? Acolo e ceva bun, deci poți să bei liniștită cu tupeu. Oh, uite culoare are. E lapte. Are gust de lapte, nu? Da, dar e foarte ciudat. A, după oțetul ăla, nu? Gen, imaginează-ți că nu bei lapte din pai niciodată cu paiul. Știi? Ah, da? Și e foarte ciudat. O să încerc? Da. Îmi amintește de generală când dădea laptele la plic și băgai paiul și bei. Cred că voi știți. Să nu râdeți foarte tare de improvizația noastră de paie. Ar trebui să facem unele mai lungi ca să ajungă în pahare. Acum Andra s-a dus să își aleagă obiectele. Să așteptăm pe Andra să vină cu ce are de venit. Mi-e frică. Nu știu ce ar putea să pună. Sper să nu fie ceva gen pipi sau apă de veceu sau... Ok, suntem aici pe poziție. Și... Ok, primul este pus. Iar acum al doilea este... Nu știu ce gust are, deci o să încerce el pentru prima oară. Ești pregătit, Iuli? Nu. Stai un pic. Mi-e frică la cum ai zis-o, poate că nu știu ce gust are, nu știu ce pui acolo, nasol. Chiar nu știu ce pun aici, dar o să încerci tu pentru prima oară și o să-mi spui. Oh my god, cum miroase! Nu vreau să știu. Oh my god, hai! Gata? Stai. Da. Mă întreb dacă sunt miros prin paie. Nu, nu mirosi! Sunt curios dacă nu mirosi! Nu, nu se simte. Pa da, miroase a energizant. Oh, cum miroase. Și cum culoarea mea favorită este verde. Și presim că e energizant acolo, adică sper să fie. O să aleg verdele, paie cu verde. Chiar miroase a energizant. Mi-a acrit toată viața. Da, dar știi cât de acru este? M-am speriat foarte tare. Este cumva oțet? Da. Mamă, se simte. Și din coace e ceva bun, poți să beau cu tupeu? Du-te, du-te. Vreau să-mi treacă gustul ăsta, te rog.
Lapte cu ciocolată? Da. Pe totul beau. Oh my god, l-am păcălit pe Iulian. A crezut că oțetul este energizant. Da, așa miroase, așa miroase din paia. Miroase așa de urât, așa de urât. Oricum, noi încercăm asta aici, să nu ne încercați voi acasă, trebuie doar să râdeți cu noi aici. Și acum este rândul tău, Andra. Așa că mă duc să spăl paiele și să-ți pregătesc următoarele obiecte. Bine. Sunt pregătită. Hai să vedem ce o să ne pun aici, Iuli. Bun, deci le-am pregătit. În prima avem asta, care este de-asta. Știți voi ce e asta? E amuzant că nu putem să zicem da. Ce e. Ar trebui să avem și niște muzică ca să ne auziu. Și o să pun chiar aici. Din coace, e bine, se aude ciudat. Este chiar... Deschidem sticla, punem paiul. Obiectele sunt puse. Succes, Andra! Bineînțeles, am dat camera pe spate ca să nu vadă nimica și acum alege. Nu ambele deodată, nu cred că vrei să amesteci astea. Ok, stai să o gândesc. Închid ochii și se duce către partea stângă imaginația mea. Imaginația ta cred că s-a dus bine. E suc de portocale? Da, la nivelul ăla bunul. Oh my god, foarte tare. Le-am arătat portocala, știi, ca să-și dea seama ce este. Da. Dar acum cum facem? Hai să facem un joc. Facem piatră, face hârtie. Și cine pierde, încearcă. Bine, hai, vreau să zic, dar dacă pierzi tu, da. Hai să vedem, cine pierde, încearcă. La și, da? 1, 2, 3, și! Și ăsta e la nasolul, no! Cu siguranță. Yeah. Hai să vedem. Bă. Poți fac asta și fără să-mi spui asta. Bei cam mult. Îți place? Ți-ai dat seama ce e? Oțet? Nu e oțet. Ce e? Nu-ți dai seama? Nu miroase. Este uimitorul făcător de ciorbe, borșul. Deci nu pot să cred că am băut borș. Mă rog, borșul se pune în ciorbe, deci de foarte multe ori nu era chiar așa rău. Dar simțeam că are gust de ceva foarte cunoscut și nu știam exact de ce. Bun, am spălat paiele, le-am pregătit aici. Hai să le punem ochelarii până vine Andra. Parcă jocul ăsta devine din ce în ce mai intens. Au fost lucruri foarte mișto până acum, dar nu știu ce să vină. Nu! Mereu o să răspund cu nu cât timp am ochii legați. Ce amesteci? Nu-i de bine. O să vă povestesc ceva despre acest amestec după. O foloseam ca să îmi desfunde nasul în timpul nopții. Picător de nas îmi dai să beau? Nu! Este ceva ok, comestibil. Oh, e bine. Succes! Mersi! Înainte să dau ăștia jos de loc, nu uitați să dați subscribe și like acestui video. Haideți să strângem 30.000 de like-uri ca să facem și partea a doua cât mai repede. Cât strângem mai repede, cât facem mai repede partea a doua. Nu, Andra? Da! Ești acolo. Bun, hai! Două paie, nu miros a nimica. Să vedem ce îmi spune inima mea. Dreapta, stânga, dreapta, stânga. O să aleg răs, pentru că ție îți place răs. Ție acolo? Așa nasolie? Rău, tot. Du-te și scrii pe la paie. Are gust. De ce ai de fructe de pădure? Nu! Apă de veceu, încălzită. Ia! Avea un gust așa de apă stătut, du-te, așa. Du-te, că nu cred. Încearcă. Mamă, când... Cred că el e bun. Dar când bei așa fără să știi ce e, nu? E ciudat? Da. E ciudat. Mamă, și din coace era chestia nasoală? Da. Și acum facem piatră, orice hârtie, cine pierde, bea chestia nasoală. Nu e corect, dar... Ba da, mai devreme așa am făcut. Bine. Hai. La și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și Și tu știi ce e? Așa se întâmplă când vrei să faci cuiva un rău, se întoarce împotriva ta. De fiecare dată. Deci nu faceți oamenilor rele. Hai să vedem, Andruța. Oricum mi s-a părut și asta nasolă. Deci dacă e nasolă, nu știu când e nasolă asta. E oribilă? Ce e aici? Apă cu sare. Da, cred că e puțin sărat. Încearcă. Nu, dar de ce să încerc și eu? I dare you, încearcă. Ok, dar următoarea nasolă încerc și tu la mine. Da. Bine. Și ziceam că aia, mamă, deja să are gust exact de mare. M-a simțit ca la mare. Mă, că apa e mai puturoasă, asta parcă mai e limpede. Păi, Andruța, atât să speli paiele cât eu pregătesc obiectele, da? Da. Ok, Iuli, sunt pregătită, poți să vii. Perfect, pentru că la asta nu te aștepți. Deci avem o dată. Lucrul ăsta... O să punem noi undeva, dar nu-ți arăt încă unde. Și mai avem chestia asta, cred că știți cu toții ce e. Eu încerc acum să vă arăt fără să zic, fără să-și dea seama. Punem puțin aici și acum punem un pahar într-o parte, ăsta la altă, în partea asta altă. Eu zic că ambele se află în pahar. Hai să vedem. Opa, era să-l scap.
Tot nu dai seama, poți să dai ăla de la ochi. Eu să stau aici lângă tine. Mi-e frică. Gata. Stânga, roz sau verde. Pe care să aleg? Scrieți voi în comentarii. A, stai că deja aș fi făcut-o. Promit că ce scrieți voi în comentarii data viitoare o să aleg doar partea respectivă, ok? Roz de față. E la fel de tot. Mi-e frică și mie. Ok. L-ai ales. Din ăla bine, nu-l mai mirăzi. Uitați-vă la paie ce culoare se face. A, nu-i ce ești aici. Lasă paie mai jos. Îți place? Asta da, da, aia e. Dar trebuia să fie partea nasoală. Eu o să beau de supărare de aici. Acolo era apă. Am ratat apa. Păi da, dar văd că ți-a plăcut și ăla. Foarte bun, apă de gură. Genial! Bine, hai că mă duc eu să spăl paiele, tu pregătește ultimele obiecte, mai avem doar două chestii, două lichide pe care o să le beau eu probabil. Haide să vezi ce te-am pregătit! Sper să fie un final fericit, să-l nimeresc pe la bun. Mi-e frică, chiar ultima. Deci mi-amintește de copilărie ce fac aici. Stăteam în fața porții și vindeam asta. Aveam 6 ani. Iar acum vine partea nasoală. Miroase bine! Uite, miros frumos la nas. Sigur nu de la ăsta, sigur nu de la ăsta. Ok, sper că ești pregătit, că m-am mânjit toată. Gata? Încearcă, da. Aici avem niște strop, aproape de la paie de la apă. Opa! Dacă se vărsa. Ai zis a la ba la porto? Porto? Ca la. Cum adică mhm? Cred că te joci cu mintea mea. E untură? Nu, e ulei. Bă, deci mi-a lăsat o chestie pe gura asta. Deci trebuie să mai vreau să da. Ori încearcă asta? Nu! Sărac, îmi pare rău. Nu știu dacă ați mâncat vreodată untură, dar așa avea gust. Gen... Ce e, poți să-mi spui? Ulei. Mai știi ce am zis data trecută? Să treci mai departe la următoarea chestie? Exact, să bem amândoi chestia nasoală. Așa că eu să beau de aici, tu o să bei de acolo. Sola, că e acră, că e acră rău de tot. Cred că trebuia să fie limonadă și am uitat să-i pună zahărul. Ia, ce aveam aici? Ulei? Dar asta era gustul ăsta de untură. Și limonada nu-ți place? Nu, poți să încerci, să zic, foarte acră, mai trebuia zahărel. Mi-mi place. Bine, poți să bei. Am trecut prin multe, astăzi am încercat chestii nasoale, dar am văzut și chestii bune, nu? Laptele ăla? Cu ciocolată? Foarte bun. După cum v-am zis, dacă vreți și partea a doua din chestia asta cu băuturi pe care o facem aici cu Andra, trebuie să strângem acest video 30.000 de like-uri. Sunt sigur că e posibil. Bineînțeles să mergeți și pe canalul Andrei, să dați un subscribe, pentru că săptămâna viitoare apare ceva super tare pe canalul ei, tot legat de cutia asta. Și dacă vreți să mai facem jocuri de genul, puteți să ne propuneți în comentarii și să ajungem la multe, multe like-uri. Eu sunt Lemnaru, ea este Andra și noi v-am pupat. Ciao! Pa!